Vremea reală a adus astăzi o veste bună șoferilor care tranzitează de fileul Jiului. Reprezentanții Inspectoratului Rețean de Poliție Gorj au anunțat că lucrările de modernizare au fost întrerupte pentru că drumarii nu pot să muncească din cauza ploilor, iar conducătorii auto pot circula pe acest tronson fără restricții până mâine dimineață la ora 9, când circulația se va face din nou după program. Până pe 30 de octombrie, de fileul Jiului va fi închis în timpul săptămânii între orele 9 și 18, iar sâmbătă restricția va fi până la ora 16. În această perioadă, traficul rutier se desfășoară și are deviat pe variantele ocolitoare.